Bună, dragii mei, bine ați venit la Taroterapia! Astăzi facem o citire interactivă, atât pentru cei dintre voi care sunt într-o conexiune sau întreabă despre cineva anume, cât și pentru cei dintre voi care sunt singuri, ce apare în dragoste în perioada următoare. Pentru cei dintre voi care sunt singuri, avem grupul 1 cu tarotul mistic, iar pentru cei dintre voi care sunt într-o conexiune sau întreabă despre o anumită persoană, avem grupul 2 și grupul 3, grupul 2 cu tarotul romantic, grupul 3 cu tarotul elfilor. Vom folosi pentru toate aceste 3 citiri, de asemenea acest oracol, Sibila 800, și vă invit pe site-ul www.taroterapia.ro, unde puteți găsi toate aceste seturi, de asemenea și alte seturi de tarot, oracole, cursul de tarot intuitiv cu metoda Taroterapia. Vă rog să luați de aici doar ceea ce rezonează cu fiecare dintre voi, este relevant în momentul în care ascultați această citire. Să începem! Grupul 1, adică cei dintre voi care sunt singuri sau în căutare iubirii, avem pentru voi tarotul mistic și acest oracol, Sibila 800. Ce sau cine apare pentru voi în perioada următoare? Haideți să vedem. S-ar putea să aveți o invitație, un telefon sau niște mesaje de la o persoană care este născută într-un semn de foc sau de la o persoană care este născută în martie, în iunie, ianuarie, octombrie sau în septembrie. Vorbim aici despre o persoană care caută sprijinul vostru, cineva care are ceva dificultăți, care trece prin niște probleme și care vine către voi cerându-vă ajutorul, dar în același timp având un anumit interes romantic față de voi. Haideți să vedem mai departe. Aici avem ceva vești care vin de la o persoană de la distanță sau niște comunicări pe care voi le aveți cu o persoană cu care colaborați, cu care poate lucrați. Sunt niște schimburi care se intensifică, există o persoană foarte atrasă de voi, cel mai probabil undeva pe la locul de muncă sau cineva cu care interacționați destul de frecvent sau cineva cu care discutați despre chestii practice. Pentru unii dintre voi s-ar putea să avem aici o persoană din Capricorn, din Rac sau din Scorpion, care își manifestă interesul față de voi în săptămânile următoare. Explorăm mai departe ce sau cine apare pentru voi în perioada următoare. Iată pe cineva din Leu, pe cineva din Vărsător, de asemenea. Sau avem aici o interacțiune dintre un semn de apă și un semn de pământ. Cineva este cu ochii pe voi și ar fi acolo undeva ascuns într-un colț, dar foarte, foarte atent la ceea ce faci tu, ascultătorule, deja de vreo 3-4 luni. În alte cazuri ar fi 3-4 săptămâni. Veți afla în perioada următoare despre ce este vorba. Aici avem o persoană care se uită la tine, ascultătorile, cu foarte multă apreciere. Cineva care te poziționează undeva pe un piedestal, da? Cineva care te idealizează și își imaginează tot felul de lucruri despre tine și mai simt că această persoană se teme cumva, da? Este o persoană extrem de timidă pentru că are niște temeri foarte mari, având în vedere proiecțiile sale în legătură cu tine și având în vedere că te-a poziționat undeva foarte sus, așa ca o zeiță sau ca un zeu, bineînțeles că se teme de respingerea ta. E ca și cum ar putea să primească o lovitură fatală dacă îi răspunzi, de exemplu, că nu vrei sau că nu te interesează sau că nu acum.
Și această persoană parcă studiază terenul și își închipuie tot felul de chestii cu tine pe termen lung. Și o persoană care încearcă să-și mențină cumva o stare neutră în fața ta sau o persoană care încearcă să-și țină cumpătul dacă ajunge în prezența ta, o persoană care este extrem de emoționată atunci când te vede sau atunci când îți aude numele sau atunci când vede pe cineva care seamănă cu tine. Vă rog să îmi spuneți cum rezonează cu voi până acum. Avem aici de asemenea o interacțiune dintre un semn de aer și un alt semn de aer sau o interacțiune dintre un semn de aer și un semn de apă. Haideți să vedem în continuare. Transformare care s-ar putea să apară pentru unii dintre voi în plan profesional sau o transformare în plan financiar. Aici avem ceva ce inițial pare să fie o provocare. S-ar putea să avem niște planuri care nu sunt materializate așa cum v-ați așteptat voi. Partea interesantă este că o ușă închisă pentru o parte dintre voi reprezintă, de fapt, alte uși deschise în altă parte și noi oportunități. Haideți să explorăm în continuare. Haideți să vedem ce a sărit aici. O persoană ceva mai în vârstă, care pare să se consulte cu tine, ascultătorule, în legătură cu niște chestiuni financiare. Mai simt de asemenea că o parte dintre voi s-ar putea să aibă un soi de cerere sau un mesaj de la o persoană din trecut, o persoană cu care voi ați închis socotelile și vine cumva să te întrebe ceva, vine sperând la ceva mai mult din partea ta. Simt că o parte dintre voi sunt curioși în legătură cu ceea ce se întâmplă, o altă parte dintre voi nici măcar nu vor să audă despre ce este vorba aici. Explorăm în continuare. Cineva parcă se grăbește, avem destul de multă mișcare aici. Cineva se grăbește să echilibreze situația. Sau poate că tu, ascultătorule, ai de echilibrat niște aspecte din viața ta în momentul ăsta, fie că țin de alimentația ta, fie că țin de igiena ta în plan emoțional, da? Sau o igiena gândurilor, sau felul în care îmbini munca și viața personală, parcă se apropie cu pași destul de rapizi o anumită ajustare a unor lucruri din viața ta. Haideți să vedem din acest oracol, din Sibila 800, ce sau cine apare în viața ta în perioada următoare. Interesant că primele două carduri sunt cele ale iubirii și ale banilor. Asta poate să indice o legătură sentimentală la locul de muncă, un indiciu pe care l-aveam și mai devreme, dar asta poate să indice de asemenea că s-ar putea să aveți noutăți atât în plan sentimental cât și în plan financiar. Iată ce interesant, un cuplu căsătorit, căminul sau casa. Pentru o parte dintre voi, următoarele 2-3 luni s-ar putea să fie foarte importante, 2-3 luni în care, de fapt, se pregătește terenul pentru niște schimbări foarte bune. Avem aici o creștere, avem energia abundenței, avem de asemenea ceva nou. Tu, ascultătorule, te bucuri foarte mult de ceea ce ți se întâmplă și în sfârșit poți să spui, uite, trăiesc lucrul ăsta și merit. Este despre a aprecia ceea ce ți se întâmplă, dar în același timp și a vedea că ceea ce ți se întâmplă este rodul eforturilor tale de până acum. Sunt lucruri prețioase care se îndreaptă către voi și spuneam, pentru o parte dintre voi, aceste aspecte au legătură cu banii, au legătură cu ceva nou, au legătură cu
o promovare, cu o schimbare, ceva vechi se închide, ceva nou apare. Acest ceva nou pare să fie mult mai interesant pentru cei dintre voi care vor închide o poartă. În plan sentimental, de asemenea, vorbim despre un partener care are ceva calități artistice sau este un partener pur și simplu sensibil. Vorbim despre o persoană care apreciază arta, apreciază frumosul, cineva care e foarte aproape de emoțiile sale, da? Care nu se teme să se exprime, care nu se teme de vulnerabilitatea sa și nu se teme de vulnerabilitatea ta. De asemenea, vorbim despre cineva care își dorește o legătură serioasă, își dorește să facă cu tine, ascultătorule, un cămin, să construiască niște lucruri cu tine. Haideți să vedem niște date de naștere, adică zi, lună sau an. Avem următoarele cifre: 6, 3, 8, 2 sau 0. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsește aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video. Iar până data viitoare, să ai grijă de tine! Sunt aici cu grupul 2, cu cei dintre voi care sunt într-o conexiune sau întreabă despre o anumită persoană. Și am ales tarotul romantic. Folosim de asemenea acest oracol Sibila 800 pentru citirea voastră. Ce apare între tine și persoana care te interesează în perioada următoare? În energia acestei persoane se întâmplă ceva important. Dar și în energia ta, ascultătorule, apare posibilitatea unei apropieri sau o discuție despre o împăcare, dar de asemenea, pentru unii dintre voi, necesitatea de a face o alegere. Și despre ce să fie oare vorba? Haideți să vedem în continuare. Această persoană care pare să fie cuprinsă de emoții puternice, ceva se întâmplă în interiorul său. Ceva nu a mers așa cum și-ar fi dorit el sau ea. Acest ceva ce nu a funcționat conform așteptărilor ar putea să aibă legătură cu o plecare, cu o călătorie, cu o vacanță sau cu mașina, de exemplu. Sau un bilet care a fost cumpărat într-o dată greșită. Există niște încurcături în viața acestei persoane. Niște încurcături care au apăsat destul de puternic pe acel buton care deschide practic ușa din interiorul acestei persoane către niște stări de disconfort, de tristețe, în alte momente de furie. Această persoană se simte confuză în acest moment, simte că s-a blocat într-un punct, simte că s-a agățat cumva și nu-i convine deloc. Știe că lucrul ăsta s-a întâmplat cumva prin propriile acțiuni. Carul vorbește despre acțiune concentrată, despre efort, despre direcție, vorbește despre ambiție, da? Deci persoana asta pare să-și fi urmat niște ambiții, iar în acest moment pare să plătească cumva pentru acele ambiții. Și de asemenea vorbim despre o energie fie a abandonului, fie a sacrificiului. Persoana asta simte că a sacrificat niște lucruri pe care n-ar fi trebuit să le sacrifice. Și s-ar putea ca această persoană de asemenea să se simtă în momentul ăsta însingurată sau abandonată. Și mă întreb cum rezonează cu voi până acum. Vorbim despre următoarele semne: pești sau rac, gemeni sau vărsător, cineva din scorpion, cineva din taur. Avem o interacțiune dintre două semne de apă, o interacțiune dintre un semn de apă și un semn de aer.
Avem de asemenea o interacțiune dintre un semn de pământ și un alt semn de pământ. Voi mai da astfel de detalii pe măsură ce ele apar în această citire. Haideți să explorăm în continuare. O altă informație care apare aici este că o parte dintre voi vor avea de ales între o persoană într-un semn de apă sau cu un ascendent într-un semn de apă și o persoană într-un semn de aer sau cu un ascendent într-un semn de aer. Vă rog să-mi spuneți cum rezonează cu voi. O întâlnire undeva în aer liber sau o invitație la o plimbare, un parc. De asemenea, vorbim despre o persoană care s-a săturat de măștile din jurul său, s-a săturat de zâmbete false, s-a săturat de oameni care sunt prezenți atunci când au ceva de câștigat. S-ar putea să auziți de la această persoană că vrea pur și simplu să se îndepărteze de anumite persoane din anturajul său care au devenit din ce în ce mai supărătoare prin această falsitate a lor, așa cum o percepe această persoană. Aici mai avem de asemenea pe cineva din săgetător sau cineva dintr-un semn de foc care are ceva interacțiuni cu o persoană dintr-un semn de aer sau dintr-un alt semn de foc. Haideți să vedem în continuare. Persoana asta s-ar putea să facă ceva planuri cu privire la o întâlnire undeva într-un spațiu destul de aglomerat sau în centrul orașului sau într-un oraș mare. Vorbim aici de asemenea, din partea ta, ascultătorule, de o atitudine foarte pragmatică. Parcă tu, în discuțiile tale cu această persoană, ești din ce în ce mai concis sau concisă. Parcă dialogul tău este presărat cu tot felul de chestiuni concrete. Persoana asta cumva se miră, simt că această persoană este surprinsă în fața unei schimbări de atitudine pe care tu o manifesti acum în perioada asta sau pe care a văzut-o la tine în perioada recentă și mă întreb cum rezonează cu voi. Haideți să observăm în continuare ce ar putea să apară între tine și această persoană. O invitație la o nuntă sau o discuție foarte serioasă despre relația voastră în alte cazuri. Vorbim aici de asemenea despre energia a doi cavaleri, ceea ce din nou ne duce cu gândul la ideea că s-ar putea să fie nevoie să alegeți și că propunerile vin către voi mai repede decât v-ați fi așteptat. Vorbim aici despre o persoană care are cumva în minte că există un concurent, da? Că există acolo competiție în acest câmp relațional. Persoana asta se gândește că ești plăcut sau plăcută, ești dorit sau dorită și că oamenii din jurul tău au toate motivele, da? Să se uite la tine cu admirație. Vorbim de asemenea aici despre cineva care parcă dorește să îți facă acea invitație, dorește să-ți vorbească despre acel eveniment unde ar fi tare drăguț dacă ați fi împreună. Este o persoană care parcă își dorește să fie în acord cu sine foarte mult în perioada următoare și deci ceea ce vrea acum este ca tu să accepți ceva ce vine de la el sau de la ea. Asta i-ar aduce liniște, asta i-ar aduce motive de bucurie. Haideți să vedem mai departe. În anumite cazuri vorbim despre o persoană care investighează și care este pe cale să descopere ceva foarte interesant în legătură cu tine, ascultătorule. În același timp, această persoană observă că ceva este din ce în ce mai abundent în viața ta. Ceva se dezvoltă, da? Avem această energie a împărătesei. Sau această persoană are de asemenea gânduri foarte multe despre momentele voastre plăcute din trecut.
acestei persoane îi lipsește, de exemplu, îmbrățișarea ta, dacă este undeva la distanță sau dacă sunteți separați. Vorbim despre ceva ce se poate redeschide sau ceva ce este pus din nou în discuție după ce fusese cumva închis. În perioada următoare mai avem energia unor concluzii importante la care s-ar putea ajunge după o perioadă de însingurare și haideți să explorăm mai departe. Cu ajutorul acestui oracol avem aici pe cineva din Fecioară, Taur sau Balanță sau Scorpion. Această persoană se întreabă cine oare nu spune adevărul. Adică e ca și cum persoana asta nu a vorbit sincer de fiecare dată și acum se întreabă dacă aude de la tine doar ceea ce este adevărat sau cumva îi plătești cu aceeași monedă. Și mai vorbim aici despre o stare de rău, da? Cineva care se simte trist, care se simte apăsat, care are câteodată chiar momente de disperare. În legătură cu niște lucruri pe care le-a făcut pe jumătate sau în legătură cu niște lucruri pe care și le-a însușit și nu ar fi trebuit sau în legătură cu niște chestii financiare, da? Niște afaceri care nu ies așa cum ar fi vrut persoana asta. Haideți să explorăm mai departe. Se pare că doar speranța reușește să mai încălzească cumva interiorul acestei persoane. Speranța, așteptarea sau acțiunile de urmărire pe care le întreprinde în legătură cu tine, ascultătorule, persoana asta pare să se agațe de ceva și simt că în multe cazuri aici vorbim despre niște conexiuni care fie sunt pe punctul de a se destrăma, fie s-au destrămat. Există niște discuții foarte serioase, foarte aprinse care au avut loc. Există cumva o împrăștiere a energiilor, o lipsă a unui angajament. Așadar, parcă s-a ajuns într-un punct în care trebuie să se decidă neapărat încotro și persoana asta simte că se apropie acel moment în care nu există cale de întoarcere. Și atunci se agață de tot felul de detalii și încearcă să-și ocupe mintea cu tot felul de activități. Stă în spatele unei cortine și de acolo încearcă să regizeze tot felul de chestii și tot speră că ceva se întâmplă bun în legătură cu tine sau cu povestea voastră. Și din nou vă rog să-mi spuneți cum rezonează. Avem aici următoarele date de naștere, adică zi, lună sau an, care ar putea să conțină cifra 5, cifra 3, cifra 9, cifra 1, 4 sau de asemenea mai vorbim despre cifra 6. Haideți să vedem mai departe. Mai multe energii masculine care sunt prezente în jurul energiei feminine. Mai multe oferte sentimentale care s-ar putea să apară în perioada următoare. Așadar, vorbim aici despre femeia din această conexiune care este căutată, care este apreciată, da? Care este invitată. Și mai vorbim de asemenea despre o întâlnire, o întâlnire față în față dintre tine și persoana asta despre care tu întrebi, care s-ar putea să aibă niște rezultate cel puțin interesante. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsește aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare, să ai grijă de tine! Sunt aici cu grupul 3, cu cei dintre voi care sunt într-o conexiune sau întreabă despre o anumită persoană.
Tarotul elfilor și oracolul Sibila 800. Ce apare între tine și această persoană în perioada următoare? Începem cu tarotul. Iată ce interesant, energia lumii plus îndrăgostiții, 9 de bastoane, cineva se teme de o încheiere, de un final, cineva mărturisește că are încă sentimente puternice aici în această conexiune. În energia ta, ascultătorule, avem destul de multă neîncredere. Avem o discuție la care tu încă te gândești, parcă îți răsună încă în urechi niște cuvinte pe care această persoană le-a spus. Într-un conflict, într-o ceartă, te întreb dacă această persoană are de gând să facă ceva în defavoarea ta sau dacă are de gând să saboteze cumva relația voastră. E foarte diferită poziționarea voastră în relație acum sau felul în care voi vă gândiți la această conexiune, la această relație. Parcă tu ai nevoie să auzi niște lucruri care să repare ceva ce a spus anterior această persoană. Iar această persoană parcă are nevoie să audă de la tine că vei rămâne acolo, că această conexiune nu se va rupe, da? Că nu va ajunge la final. Și de asemenea, iată, e ca și cum această persoană așteaptă ca tu, ascultătorule, să declar ceva în mod oficial, da? E ca și cum trebuie să citești o petiție sau chiar răspunsul la o anumită petiție. În anumite cazuri, simt că această persoană ți-a cerut ceva, ți-a indicat un termen până la care să răspunzi. Deci simt că persoana asta parcă stă ca pe ghimbi în momentul ăsta, așteptând să vină ceva de la tine. Îi este teamă ca nu cumva răspunsul tău oficial să fie un răspuns negativ. Tu, la rândul tău, aștepți ca această persoană să rezolve ceva, să ajusteze ceva, să repare poate niște greșeli ale trecutului și simt că între voi doi în momentul ăsta există de fapt o mare neînțelegere. Pentru că fiecare dintre voi se agită, fiecare dintre voi parcă așteaptă ceva de la celălalt, dar în același timp parcă nu ați avut acea discuție în care să puneți punctul pe i și în care să vorbiți foarte clar și să analizați situația voastră din mai multe unghiuri. Deci am impresia că fiecare dintre voi se uită la această situație printr-o lunetă foarte, foarte îngustă. Și deci s-ar putea ca de aici să apară tot felul de ciocniri, da? Tot felul de certuri între voi doi, care nu ar fi prezente dacă situația asta ar fi vorbită clar. Și mă întreb cum rezonează cu voi până acum. Avem aici pe cineva din Gemeni, cineva din Vărsător. Mai avem aici, de asemenea, pe cineva din Berbec sau pe cineva din Leu. Avem aici pe cineva din Scorpion sau, de asemenea, mai avem o persoană în Capricorn. Avem o interacțiune dintre două semne de aer sau o interacțiune dintre un semn de aer și un semn de apă. Haideți să vedem ce ar putea să se întâmple între tine și persoana care te interesează. În perioada următoare a sărit această carte. Interesant. Ceea ce energia feminină aduce în perioada următoare este pe placul energiei masculine. Așadar, aici se poate ajunge la un acord, se poate ajunge la acea înțelegere comună, se poate ajunge la acele momente în care lucrurile sunt pe placul amândurora, se poate semna acel armistițiu, se poate dezvolta această situație în continuare. Haideți să vedem ce mai apare. Această persoană pare să fi trecut prin energia turnului. A trecut prin ceva supărător, a trecut prin ceva șocant,
a trecut prin ceva ce i-a creat o stare foarte mare de instabilitate în planul gândurilor sau instabilitate în plan emoțional, instabilitate în plan financiar, instabilitate în plan relațional. Această persoană simte că i-au fost zguduite temeliile într-un moment în care nu ar fi așteptat deloc acest lucru. Mai avem aici indiciul cuiva din berbec sau din scorpion sau avem de asemenea indiciul unei interacțiuni dintre două semne de aer sau dintre două semne de foc. Această persoană parcă încearcă să se regăsească în urma acestui eveniment care i-a dat peste cap planurile. Parcă încearcă să își ia o perioadă în care să-și găsească resurse, da? Să facă față acestei situații și apoi are de adunat din nou forțe noi pentru a aborda direct situația dintre voi doi. Așadar, cărțile spun că, de fapt, această persoană, ieșind din ceva foarte neplăcut, vine cu o propunere în plan sentimental pentru tine, ascultătorule. Și haideți să vedem în continuare, cu ajutorul acestui oracol, ce apare între tine și persoana care te interesează. O discuție, da? Deci are loc acea conversație pe care o așteptați amândoi. Parcă de ambele părți există suspin, părere de rău sau dor. Parcă de ambele părți există dorința asta de a negocia cum trebuie, da? De a intra într-un schimb care să fie avantajos de ambele părți. Unii dintre voi vor avea chiar o serie de discuții, da? Nu doar o discuție, o serie de discuții pe niște teme foarte, foarte serioase. Iată ce interesant, avem și energia amantului. Cineva se gândește dacă partenerul este frivol sau dacă partenerul este infidel. Hai să vedem mai multe detalii. O călătorie. Casa, dar și acest cuplu căsătorit și un copil. Unii dintre voi vor profita de aceste reașezări relaționale pentru a face pașii următori. Adică, în urma acestor evenimente, pentru o parte dintre voi se anunță o dezvoltare foarte serioasă pentru această relație. O dezvoltare care ia în calcul o căsătorie, copii, călătorii, da, lucruri concrete și așa mai departe. Pentru o altă parte dintre voi, simt că se discută despre a participa la o nuntă sau la un botez, la un anumit eveniment care are loc undeva la distanță, fie într-un alt oraș, fie într-o altă țară. Cineva din apropiere s-ar putea să dea o mână de ajutor, de asemenea, cineva vine cu o veste bună pentru tine, ascultătorule. Este o persoană care ține cu această relație, cu această conexiune. S-ar putea să fie o persoană dintr-un semn de aer, cu ochii verzi sau albaștri, sau s-ar putea să fie o persoană cu părul șaten închis, da? Sau brunet. Haideți să vedem în continuare. Vrea să își demonstreze fidelitatea, loialitatea față de tine. O persoană care vrea să reușească cu tine, ascultătorule. O persoană care se simte văduvită fără tine sau se simte văduvită în acest context în care voi n-ați ajuns încă la acel acord. O persoană care refuză cumva să-și plângă pierderea pentru că nu vrea sub nicio formă să se ajungă la așa ceva. Și mai vorbim de asemenea despre o persoană care vrea să fie la tine în casă sau care vine la tine în casă. Vorbim despre o persoană care vrea să ia lucrurile în serios, da? Ne putem gândi că această persoană vrea să fie parte din casa ta, vrea să fie parte din viața ta.
vrea să fie în centrul evenimentelor și nu mai dorește să fie o simplă tangentă la acele evenimente care au loc în viața ta de zi cu zi. Așadar, aici avem o persoană care își reconsideră foarte serios planurile după un eveniment care îi dă peste cap ceva proiecte anterioare, care pur și simplu îi schimbă modul de a gândi, care pur și simplu schimbă intențiile acestei persoane și deci acțiunile acestei persoane. Vorbim despre o persoană care devine din ce în ce mai hotărâtă și care vrea să rezolve, vrea să se apropie, vrea să fie prezentă cu totul în viața ta, ascultătorule. Pentru o parte dintre voi, asta se poate transforma într-o relație care devine din ce în ce mai strânsă, din ce în ce mai solidă, din ce în ce mai satisfăcătoare pentru ambii parteneri. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsește aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video. Iar până data viitoare, să ai grijă de tine!